Înaintea moțiunii de cenzură, premierul României se află în fața a noi acuze aduse de către liberali. Aceștia spun că se pregătește o rectificare bugetară cu dedicație pentru anumiți primari din țară. Atacurile reciproce dintre partidele aflate la putere și opoziție de fiecare dată când se vorbește despre buget nu fac decât rău țării, a afirmat parlamentarul sucevean Ștefan Alexandru Băișanu în cadrul unei emisiuni televizate. Situația se înregistrează de aproape 30 de ani de zile, iar toate aceste atacuri reciproce nu sunt decât dezastruoase pentru România. Fiecare mare partid, fie PSD, fie PNL, când a ajuns la putere, și-a hrănit puiuții care le-au adus voturi, respectiv primarii. Lucrurile sunt foarte simple. Degeaba aruncă odată peneliștii pe PSD-iști, odată PSD-iștii pe peneliști. E clar că această luptă, această rupere a României în două s-a petrecut de-a lungul timpului. Cred că e nevoie să adunăm valorile, să adunăm înțelepciunea românească, care la momentul ăsta stă deoparte, cât mai departe de viața politică, pentru a nu se îmbolnăvi, pentru a nu se infesta. Avem atâtea personalități în România care n-au intrat în politică tocmai pentru că au văzut că acest tăvăluc schimbă PSD cu PNL, se unește PNL cu PSD, se unește PSD cu PDL, se unește PDL cu PNL și așa mai departe. E un circ total în care o mână de oameni să rămână în permanență la guvernare. Trebuie să adunăm valorile din România, care în momentul de față stau departe de politică pentru a nu se îmbolnăvi, spune deputatul sucevean, cu ajutorul cărora să găsim soluții prin care să facem o împărțire echitabilă a banilor în funcție de nevoi. Eu îmi doresc să coagulez toată forța națională a României, să găsim o soluție prin care să nu mai avem lideri providențiali care la un moment dat să o șteargă sau să fie legați sau să fie ținuți de lanț de adversarii politici pentru că are sau au o serie de schelete în dulap, ci o echipă de oameni care se și priceapă la lucruri, dar să aibă și în ei ceea ce numesc eu patriotism, în adevăratul sens al cuvântului, patriotism care să-i ferească de toate micile vicleșuguri care se petrec în politica românească, inclusiv acela de a lua șpagă sau de a da bani unuia pentru că e de-a lui. Nu, eu cred că trebuie să făcute criterii clare vis-a-vis de cum se împar banii în România, funcție de numărul de locuitori, populația localității, da. Funcție de nevoile pe infrastructură, funcție pe nevoile de dezvoltare a României.